Da, pe mine mă interesează să reușesc să-i fac pe oameni să înțeleagă că pot ajuta foarte mult cu un lucru atât de mărunt. Atât de mărunt. Da, pentru că, uitați-vă, e un formular pe care completez nume, prenume, adresă și o semnătură. Și, da, și pentru că datele asociației sunt deja tipărite, deci poți să îl dai jos, completezi cu pixul, da, îi faci o poză și apoi îl poți trimite imediat către asociație. E foarte, foarte simplu, da? Da, și dacă ai descărcat de pe pagina persoanei pe care vrei să o susții, știi clar că bănuții se duc exact acolo. Luminița, nu știu, tu ai să le transmiți oamenilor un mesaj din partea ta? Eu vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat fără formular, că sincer n-am avut ocazia asta pentru că eu nu mi-am făcut reclamă eu mie, ca să vă zic așa. Eu pe soțul meu a dus-o greu. El a fost cel care a făcut zona asta. Da, eu m-am ocupat de tratamente, de proceduri, ce am avut de făcut. Și să știți că de când ne-am înscris în asociație, sincer, sunt mai liniștită. Asta am simțit eu. Da. Și pur și simplu, simt că am ceva în spate, un bec, a fost susținere, adică bine, l-aveam pe soțul meu, dar mă vedeam și la el, era, împărțeam cum ar veni. Acum simt așa că s-au mai liniștit treburile și cred că oamenii, exact, trebuie să conștientizeze, să completeze, nu pentru mine neapărat, pentru un copil, pentru un spital, pentru... ar fi frumos, nu știu. E un gest frumos, așa, cât un pic. Am făcut ceva anul ăsta, o faptă bună, că o dată faci pe an, cum ar veni formularul, nu trebuie să-l faci. Da. Bine. Și referitor la ce a zis Daniel, când l-ați întrebat, eu i-am zis, în momentul în care am semnat toate formalitățile, am simțit așa o... nu știam cum să-i mulțumesc. Simțeam că face ceva pentru noi, fără să aștepte ceva în schimb, că de obicei oamenii fac și așteaptă ceva. Și pur și simplu nu știam cum să-i mulțumesc. I-am zis, nu știu cum să-i mulțumesc. Și el mi-a răspuns că prin faptul că o să fac tratamente și că o să mă simt mai bine, pentru el asta e o mulțumire. Da. Și ar trebui să se gândească cei care completează, că uite, se duce și se simte un pic mai bine omul pentru care am, sau îl ajut un pic. Da, Daniel are mecanismul lui personal să-și ia, să spunem ceva, nu așteaptă de la oamenii pe care îi sprijină. El are, e un mecanism universal, nu vreau să intrăm acum în discuția asta, se întâmplă lucrurile, Dumnezeu te ajută oricum și când faci bine și când nu faci bine, da, păi când faci bine. Deci El te ajută, e mai atent la oamenii care fac bine, ce să mai discutăm. Cum zicea da. El. Da, e mai atent. Da, ok, Marius, dacă ești de acord să punem încă o dată, să punem încă o dată site-ul și apoi să-l lăsăm pe Daniel cumva să închidă cu un mesaj. Ce vreau eu să mai spun... că pe lângă declarație și pe lângă contractul de sponsorizare, sigur că se pot face și donații normale, direct în cont. Se poate face și lucrul acesta și asta se poate face chiar cu o frecvență mai mare, nu o dată pe an. Da? Și am vrut să zic și lucrul acesta pentru că, uite, Marius deja arată aici. Deci, Daniel, până când Marius arată cele două cauze, da? Cu fotografiile, da? Pentru că acum, sigur că se poate, fiecare dintre oameni pot să intre pe site și pot să vadă acolo cum descarcă declarația și contractul. Ce ai vrea să ne spui tu? Eu am două mesaje în seara asta. Te rog. Unul puțin mai filozofic și unul legat de strict de activitatea asociației. Primul. Toți oamenii în viața asta își caută rostul
se întreabă care este rostul lor în viață și cred că caută un echilibru. Să fie niște oameni echilibrați. Le dau posibilitatea oamenilor să testeze acest lucru, să facă un pas în sensul acesta. Ajutând asociația și cazurile din asociație, ia încearcă, ia vezi cum te simți. Mai ales că au posibilitatea să urmărească banii. Mă deci, pot suna oricând să mă întrebe ce s-a întâmplat cu banii mei. Deci te angajez. Vreau să vorbesc cu familia la care s-au dus banii pe care eu i-am donat. Deci tu te angajezi că le răspunzi la orice întrebare cu privire la situația banilor pe care i-au sigur că da. Da, da. Eu am obligația asta în fața statului să arăt statului dacă mă întreabă, bineînțeles, și poate să mă întrebe oricând statul român ce ai făcut cu banii care au fost redirecționați și pentru fiecare leuț există dovadă, asta o pot face și în fața oamenilor simpli. Da. Iar al doilea mesaj legat de asociație, o să înființăm 3 bănci. Dacă Marius este drăguț și intră în prima pagină, te rog, Marius, fii drăguț. Noi dă-i un pic mai jos, Marius. Imediat sub mesajele astea, o să vedeți 3 secțiuni, donații, fundraising și voluntariat. Acestea se vor transforma în 3 bănci și vor fi bancă de alimente, bancă de haine și bancă de jucării. Și eu, persoanele care vor să doneze alimente neperisabile, hăinuțe care au rămas mici copiilor și nu numai, sau jucării, trebuie decât să mă anunțe, eu mă duc la ei acasă, le iau și aceste lucruri vor ajunge la cei săraci. Am o colaborare cu un coleg de la muncă, sunt în Teleorman niște sate uitate de timp, 40 de familii cu o grămadă de copii și mai mulți copii care nu au cu ce să se încalțe, nu au ce să mănânce, nu au cu ce să se joace, nu au rechizite, nu au nimic. Și am zis să transform aceste 3 câmpuri în 3 bănci. Poate cele mai importante bănci de pe lumea asta, nu bănci care fac bani, bănci care dau bani, ca să zic așa. Că până la urmă și lucrurile astea au fost la un moment dat bani. Da, da.